Și în momentul în care a văzut că amicul său se află fără suflare în șanț, a urcat din nou în mașină și a demarat în trombă. Practic, el a fugit de la locul accidentului, însă după 2 ore, având mustrări de conștiință, a sunat la 112 și a raportat accidentul. Cu toate acestea, el ar fi fost prins în foarte scurt timp, întrucât exact în locul în care l-a accidentat pe bărbatul în vârstă de 31 de ani se afla o cameră de luat vederi care a surprins accidentul. Acum polițiștii îl cercetează pentru ucidere din culpă, dar și pentru părăsirea locului accidentului. Deocamdată nu s-au luat măsuri preventive împotriva sa. Liliana, mulțumesc pentru informații. Votul Comisiei Juridice din Senat privind cererea DNA în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu se amână cu o săptămână. Senatorii juriști mai au nevoie de timp ca să analizeze cererea de urmărire penală în dosarul în care Tăriceanu este acuzat de luare de mită. Cererea de începere a urmăririi penale ar fi trebuit să fie discutată săptămâna trecută, însă șeful Senatului a cerut timp să predea note în scris în care să răspundă întrebărilor Comisiei. Ieri avocatul domnului Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un material destul de consistent. Colegii mei nu au reușit să vadă acest material în totalitate. De asemenea, am primit ieri și astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei Juridice. Am hotărât să trimitem biroului permanent aceste solicitări cu recomandarea de a permite colegilor senatori membri ai Comisiei Juridice să poată studia dosarul în cadrul Comisiei Juridice. În acest interval, colegii mei vor studia notele trimise în apărare de domnul Tăriceanu. Practic, dezbaterea pe fond o vom face săptămâna viitoare în funcție de ceea ce va decide biroul permanent. Așadar, senatorii amână o decizie. Ce urmează? Ne spune colega mea, Gabriela Mihai. Te ascultăm. Bun găsit, au luat această decizie cei de la Comisia Juridică pentru că, așa cum spunea mai devreme și cel care vorbea, au depus la dosar Călin Popescu-Tăriceanu și apărătorul său un document, vorbim despre un document de 29 de pagini, un document care vine să formeze apărarea președintelui Senatului. Și important de menționat este că, iată, s-au făcut mai multe cereri pentru a putea fi citit acel document de 29 de pagini. Vom vedea însă dacă săptămâna viitoare va fi întocmit acest raport în care se va da un aviz pozitiv sau negativ în urma cererii făcute de procurorii anticorupție de începere a urmăririi penale pe numele președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Aici vorbim și despre faptul că este posibil să se tragă puțin de timp, având în vedere faptul că sunt persoane, specialiști, care susțin că la finalul acestui an, în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu, faptele s-ar putea prescrie. Pe de altă parte, sunt și alte păreri conform cărora nu s-ar putea prescrie faptele, având în vedere faptul că în aceste momente sunt făcute în dosar mai multe acte de procedură și sunt și alte persoane, vorbim despre două persoane care au calitate de suspect, ceea ce ar însemna că se încetează această prescripție și, prin urmare, nu s-ar aplica în cazul președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Rămâne însă de văzut când se va da acest raport, care va fi, până la urmă, avizul dat, unul consultativ, pentru că ulterior raportul va fi transmis în plenul Senatului, acolo unde, de altfel, se va lua o decizie finală. Gabriela Mihai, mulțumesc pentru informații. UDMR-ul nu se lasă. Uniunea Democrat Maghiară din România cere nici mai mult, nici mai puțin decât autonomie pentru toate județele cu etnici maghiari. Mișcarea UDMR este ascunsă sub un text extrem de pompos în care se vorbește despre regiuni de dezvoltare, conlocuire și despre rezoluția de la Alba.
ba Iulia, de la 1 decembrie 1918. Opoziția susține însă că textul proiectului depus de UDMR nu poate păcăli pe nimeni și că e o continuare a zbaterilor maghiarilor pentru controlul asupra așa-numitului ținut secuiesc. Proiectul de lege al UDMR vorbește despre un aliniat din rezoluția de la Alba Iulia, conform căruia popoarele conlocuitoare trebuie să aibă libertate națională și pot să administreze și să judece în limbă proprie. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare și în care se mai arată că fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc. Mai mult decât atât, Uniunea Democrată Maghiară din România solicită adoptarea proiectului în regim de urgență, pentru că, de fapt, textul dă posibilitatea înființării unor regiuni de dezvoltare separate care ar putea obține un statut de autonomie specială pentru anumite județe. De asemenea, UDMR dorește și adoptarea legii privind statutul minorităților naționale. UDMR consideră că, în anul centenar, a sosit momentul ca principiile care vizează conviețuirea interetnică să fie transpuse în lege, astfel cum au fost formulate în rezoluția adoptată la Adunarea Națională de la Alba Iulia. Opoziția considera însă că proiectele UDMR-ului nu au nicio șansă să treacă de Parlament. Acești oameni au jurat în Parlament, cu mâna pe Biblie, credință României și că vor respecta Constituția și legile țării. Prin această inițiativă pe care o propun, nu fac decât să-și încalce propriul jurământ și sfidează pur și simplu ordinea constituțională. Partidul Mișcarea Populară considera că nu poate fi afectată în niciun fel suveranitatea României. Este regretabil că un partid ajuns în Parlament, cum este UDMR-ul, promovează asemenea inepții politice. UDMR a mai susținut în acest an un proiect de lege pentru autonomia ținutului secuiesc. Acesta nu a primit însă votul Parlamentului. Bucureștiul ar putea să aibă o nouă stație de metro. Este vorba despre o stație între Berceni și șoseaua de centură. Urmărim declarații acum din partea primarului sectorului 4, Daniel Băluță, pe această temă. Deja semnat protocolul de intenție pe care vi-l prezint și validat de Consiliul General al Municipiului București. Imediat după am reușit să semnăm deja contractul pentru studiul de fezabilitate cu Metrou SA, deținătorul dreptului de exclusivitate pentru proiectarea acestei linii de metrou și un lucru extrem de plăcut, avem emis inclusiv certificatul de urbanism pentru această investiție. Termenul de finalizare al studiului de fezabilitate este 31.12.2018. Sper ca într-o lună de zile după aceea Metrorex să valideze soluțiile tehnice pe care le vor prezenta colegii de la Metro SA, dorind ca obiectiv, dacă vreți, zero, ca în cursul anului 2019, lucrările pentru această investiție extrem de valoroasă pentru noi, pentru noi toți, pentru orașul București, pentru orașul Popeșilor Leordeni, pentru Comuna Berceni, să poată să devină realitate. Nu, aș dori să spun că doar în acest an am avut, grație investițiilor derulate la nivelul sectorului 4, o creștere de aproximativ 20% a veniturilor proprii aparținând primăriei sectorului 4, prin măsurile de aceste măsuri de investiții pe care primarul sectorului 4 vorbind despre o nouă stație de metrou între Berceni și șoseaua de centură. Primarul sectorului 4 a anunțat că a fost semnat un protocol de colaborare cu Metrorex în acest sens. Mergem mai departe. Revolta vestelor galbene este la un pas de victorie. Guvernul francez face un pas înapoi și anunță că va suspenda noile taxe pentru carburanți. 4 oameni și-au pierdut viața de la izbucnirea protestelor care au culminat cu acte de vandalism și violență. Sute de manifestanți au fost arestați.
Guvernul încearcă să găsească o soluție pentru cea mai gravă criză a președinției Macron. Potrivit presei franceze, anunțul oficial urmează să fie făcut în cursul zilei de astăzi la o întâlnire cu deputații partidului En Marche. Premierul Edouard Philippe a încercat să ajungă la un compromis cu protestatarii, însă reprezentanții mișcării vestelor galbene au anulat întâlnirea. Mai mulți membri ai mișcării au anunțat că au primit amenințări cu moartea pentru a nu intra în negocieri cu guvernul francez. Este doar o victorie de moment, pentru că această reducere a taxelor pentru carburant și în special pe diesel, pe motorină, este valabilă doar de la 1 ianuarie 2019. În schimb, taxele erau prevăzute să crească în fiecare an până în 2022. Președintele Emmanuel Macron nu a avut nicio reacție publică de la revenirea sa duminică de la summitul G20 desfășurat în Argentina. El a preferat să-l trimită pe premierul Edouard Philippe în prima linie pentru a încerca să rezolve cea mai gravă criză cu care executivul se confruntă de la începutul mandatului său. Cred că este un bulgăre de zăpadă din răstogolire. Din păcate, violența nu este bună, oricând ar fi ea. Oamenii nu mai reușesc să trăiască din cauza taxelor și impozitelor. Sunt afectați, probabil nu numai în Franța, ci peste tot. Decizia de azi vine după ce protestul vestelor galbene, unul dintre cele mai puternice din Franța ultimilor ani, a continuat aproape peste tot în Franța pentru a treia săptămână consecutiv. Zeci de licee s-au alăturat protestelor în semn de solidaritate, iar o femeie în vârstă de 80 de ani a murit lovită de un tub de gaze lacrimogene. Blocajele prelungite a mai multor depozite petroliere de pe teritoriul Franței au dus luni la primele penurii de benzină, iar circulația a fost blocată pe autostrăzile A7 și A9 din sudul Franței. La frontiera cu Spania s-au creat cozi kilometrice cu mii de camioane blocate. Premierul chiar o duce bine. Viorica Dăncilă a fost surprinsă într-o mașină de lux neplătită de guvern, dar tot din bani publici. Autoturismul în valoare de peste 100.000 de euro ar fi fost achiziționat de la Ministerul de Interne, mai exact de la fosta unitate 2 și un sfert, potrivit jurnaliștilor de la Newsweek România. Viorica Dăncilă a fost surprinsă de mai multe ori într-un autoturism extrem de scump, care nu este nici proprietatea guvernului și nici a Serviciului de Protecție și Pază, potrivit unei anchete semnată de Newsweek România. Surselor din cadrul Ministerului de Interne le-au declarat jurnaliștilor că mașina ar fi aparținut fostei unități 2 și un sfert, adică ar fi fost cumpărată pentru Serviciul Secret al MAI, și anume Direcția Generală de Protecție Internă, alături de alte trei autoturisme. Jurnaliștii de la Newsweek au cerut în van informații Secretariatului General al Guvernului. Răspunsul a venit de la Ministerul de Interne. Autoturismul a fost achiziționat la sfârșitul anului 2015 cu respectarea tuturor procedurilor legale. S-au avut în vedere criterii care să permită desfășurarea în parametri optimi a misiunilor de însoțire și escortare nemijlocită pentru protecția demnitarilor. În condițiile în care Secretariatul General al Guvernului nu avea la dispoziție un autoturism care să respecte aceste condiții, MAI a transmis acest autoturism în folosință cu titlu gratuit în data de 10 mai 2017 la SGG. MAI a dat guvernului mașina de 100.000 de euro în condițiile în care are deficit de autoturisme de 40%. Conform legii, doar Serviciul de Pază și Protecție ar trebui să asigure protecția demnitarilor români și străini. Excepție fac demnitarii Ministerelor de Interne și Apărării Naționale. La începutul anului, liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă și miniștrii săi au renunțat la serviciile oferite de SPP. Dragnea afirma atunci că mai mulți lideri de partid l-au avertizat că șeful Serviciului de Pază și Protecție, Lucian Pahonțu, s-ar fi interesat și de treburile interne ale PSD și că aflase că urma să fie executat undeva prin martie. După renunțarea la SPP, guvernanții au apelat la Jandarmeria Română, deși nici această instituție nu are atribuții legale pentru protecția demnitarilor. Zi decisivă pentru legile justiției. Astăzi au loc în comisie ultimele dezbateri pe tema ordonanței 92 înainte de votul final. Actul normativ a fost deja adoptat de Parlament cu amendamente, însă a fost retrimis la comisie pentru dezbaterea unei propuneri a CSM-ului. Parlamentarii ar urma să discute și modificările la codul de procedură penală ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Diana Bone vine cu toate informațiile pe această temă. Te ascultăm. Bun găsit la ora 13. Este programat să înceapă comisia condusă de Florin Iordache.
Iache, cum bine știm, se va discuta despre ordonanța de guvern numărul 92, care schimbă legile justiției. Această ordonanță a ajuns, iată, la vot cu toate amendamentele în plenul Camerei Decizionale. Cu toate acestea, s-a reîntors la Comisia de Specialitate pentru a se mai dezbate și un amendament venit de la CSM. Astăzi se va discuta despre acest lucru. Cel mai probabil va fi o discuție pe repede înainte, așa cum de altfel ne-am obișnuit în comisiile conduse de Florin Iordache, tocmai și pentru faptul că ieri președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dădea toate asigurările că această ordonanță 92 este foarte posibil ca mâine să ajungă la vot final în plenul Senatului. De altfel, se va discuta în această comisie condusă de Florin Iordache și despre schimbările care se impun la codul de procedură penală, asta pentru că știm foarte bine, a venit și un punct de vedere din partea Curții Constituționale cu privire la acest pachet de legi și mai mult decât atât, cei din Partidul Social Democrat dădeau toate asigurările că va exista un vot final pe codul de procedură penală până la finele acestei sesiuni parlamentare, așadar mai sunt foarte puține zile până când parlamentarii vor pleca în concediu. Diana Bonea, mulțumesc. Traficul feroviar în vestul țării între Timișoara și granița cu Serbia este blocat la această oră din cauza unui accident grav. Un tânăr de 24 de ani a trecut peste liniile de cale ferată fără să se asigure. A fost surprins de o garnitură care mergea de la Timișoara la Jimbolia. Impactul a fost atât de puternic, astfel încât autoturismul a fost făcut praf și târât 10 de metri. Șoferul a rămas încarcerat, a fost preluat imediat de medici care au început manevrele de resuscitare și care se străduiesc din răsputeri să-i salveze viața. La mai mult de 48 de ore de când presa oficială germană a publicat un articol defăimător privind Ziua Națională a României, Ministerul de Externe a venit cu un răspuns. Într-un comunicat al oficialilor români, se arată că Ministerul de Externe este consternat de articolele respective. Ministerul Afacerilor Externe a luat notă cu consternare de articolul de presă publicat de Agenția Germană de Presă și preluat de postul public de televiziune german ZDF cu privire la aniversarea centenarului Marii Uniri, care nu reflectă adevărul istoric, respectiv manifestarea de voință a Transilvaniei de unire cu România. Dincolo de abordarea tendențioasă care reiese din titlul articolului, elementele prezentate indică o lipsă de cunoaștere a istoriei și o ignorare voită a realităților istorice. La 1 decembrie 1918, 100.000 de persoane au hotărât unirea cu România, cu participarea tuturor partidelor, tuturor confesiunilor religioase și a tuturor stărilor sociale, scriu oficialii Ministerului de Externe în comunicatul dat după apariția articolului denigrator la adresa României. În comunicatul celor de la Ministerul de Externe se mai arată că Ambasada României la Berlin a cerut deja clarificări publicațiilor și postului de televiziune care au difuzat articolul. Erorile grave pe care le conține știrea de presă menționată, din necunoaștere sau rea intenție, aduc atingerea adevărului istoric și prevederilor tratatelor de pace de la Versailles și Trianon, iar orice încărcare de prezentare trunchiată sau denigrare a semnificației acestui moment este un act care contravine principiilor fundamentale ale misiunii mass mediei de informare corectă și obiectivă a publicului. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berlin, a făcut demersuri pe lângă redacția Agenției Germane de Presă, respectiv a postului public de televiziune german ZDF, în vederea oferirii clarificărilor necesare și solicitării rectificării celor prezentate. Vă reamintim că televiziunea ZDF a postat materialul controversat chiar pe site-ul oficial sub titlul România a celebrat a 100-a aniversare a anexării fostei provincii a Ungariei Transilvania. România sărbătorește a 100-a aniversare a anexării fostei provincii a Ungariei, Transilvania. Cu acest câștig teritorial de la prăbușirea Austro-Ungariei după Primul Război Mondial, România și-a mărit teritoriul cu aproximativ o treime, au scris jurnaliștii de la televiziunea publică germană. De asemenea, în știre se mai vorbește și despre românii din Transilvania.
În Transilvania, românii erau majoritatea. Reprezentanții a aproximativ 800.000 de germani care locuiau acolo au votat de asemenea pentru unirea cu România. Majoritatea germanilor români au emigrat de atunci. Astăzi, Transilvania este în centrul României, dar nu a fost întotdeauna așa, se mai arată în postarea de pe site-ul ZDF. Postul care a jignit România chiar de centenar este echivalentul TVR2 de la noi. În plus, ZDF spune că materialul a fost preluat de la Deutsche Presse Agentur, o agenție de știri ce are în acționariat peste 190 ziare, reviste, companii de presă, companii de televiziune publice și private cu sedii în 100 de țări. Victor Ponta lansează un nou atac la adresa PSD-ului condus de Liviu Dragnea. Fostul premier al României spune că acum mai mult ca niciodată socialdemocrații vor să se apropie de Rusia și să întoarcă spatele Uniunii Europene. Ponta a făcut declarațiile după ce Darius Vâlcov a explicat că România nu se dezvoltă economic suficient pentru că Occidentul îi pune piedici. În schimb, a lăudat Estul Europei. Realmente, declarațiile făcute la Antena 3 de domnul Vâlcov, care este adevăratul prim-ministru al României și reprezentantul domnului Dragnea în guvern, s-au axat, n-a fost o scăpare, pe ceva ce și domnul Dragnea și probabil, nu știu, și Codrin Ștefănescu și alții cred, și anume că România trebuie să meargă spre est, spre modele nedemocratice, că vestul ne vrea rău. Victor Ponta a susținut în direct la postul nostru de televiziune că PSD-ul a fost confiscat de câțiva oameni care au ideea să ducă România cât mai aproape de Rusia. Știți, PSD, fiind totuși un partid mai greoi, mai mare, dar și în Adrian Năstase și în Mircea Joană și mine au avut niște lideri care au încercat și care chiar au crezut că România trebuie să meargă spre Uniunea Europeană, spre Statele Unite, spre civilizația occidentală. E prima dată când PSD are un lider și liște lideri care în mod real cred că rolul României este, nu știu, în Uniunea Sovietică, ceva de genul ăsta. Eu sunt convins că ideile domnului Vâlcov nu sunt doar ale domnului Vâlcov, sunt ale celor 3, 4, 5 oameni care au venit din alte partide de la PSD, au luat PSD-ul și îl duc cu ei spre Uniunea Sovietică. Darius Vâlcov, consilierul lui Dăncilă și unul dintre oamenii de bază ai lui Dragnea, a dat de înțeles duminică seară că România nu se dezvoltă economic suficient pentru că Occidentul îi pune piedici, acuzând interese ascunse în spatele politicienilor europeni. Omul de încredere al Vioricăi Dăncilă este ținut pe palme de justiția românească. Nici până acum motivarea sentinței dată de magistrați în cazul lui Darius Vâlcov nu a fost dată. Asta deși a trecut aproape un an de când consilierul premierului a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru corupție. În absența motivării însă nu se poate stabili termen pentru judecarea apelului, așa că Vâlcov își vede liniștit de treabă. 10 luni au trecut de când Darius Vâlcov a fost condamnat, iar de atunci toată lumea așteaptă motivarea. Mai puțin consilierul premierului, care nu are niciun motiv să se grăbească. Pentru că e greu de crezut că în urma apelului depus de fostul ministru, cei 8 ani primiți în primă instanță să se transforme într-o decizie favorabilă lui Vâlcov. Iar magistrații par să țină cu Darius Vâlcov. Deși șefa Curții Supreme a cerut tuturor judecătorilor să dea motivările deciziilor luate în acest an până la începutul lui septembrie, magistrații din completul de trei care l-a condamnat pe consilierul premierului au ignorat-o pe Cristina Tarcea. Așa că e liniște deplină peste procesul lui Vâlcov. Nu mai vorbim de faptul că legea obligă magistrații să publice motivările în termen de cel mult 30 de zile de la luarea unei decizii. Asta din cauza numărului mare de dosare pe care le-au în lucru, spun magistrații. Darius Vâlcov, eminența cenușie a programului economic PSD și consilier al premierului Viorica Dăncilă, a fost condamnat pe 8 februarie de Înalta Curte la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Fostul ministru al economiei a primit o condamnare de 4 ani de închisoare pentru trafic de influență, 6 ani pentru spălare de bani și 2 ani pentru operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția, însă sentințele au fost contopite. De asemenea, instanța a decis menținerea sechestrului instituit în acest dosar pe mai multe bunuri și conturi ale actualului consilier al premierului. O decizie privind licitația pentru corvetele pe care le vrea România se va lua abia la anul. Ministrul Apărării Gabriel Leș a afirmat în direct pe postul nostru de televiziune că decizia finală privind încredințarea contractului sau poate anularea licitației se va lua pe 12 ianuarie. De aceea vă spun foarte sincer că nu este luată decizia să o
închidem procedura, așa cum spuneți, să o anulăm sau să o dăm mai departe la locul 2 sau 3, de exemplu, că locul 1 nu-l discutăm, da? Nu avem astfel de decizie. Vom lua această decizie după ce vom închide auditul și vom vedea dacă toate lucrurile sunt făcute în regulă, astfel încât, iertați-mă, chiar dacă nu eu neapărat ca și ministru voi semna această procedură, că o închide secretarul de stat. Mi-asum o astfel de responsabilitate. Ministrul apărării nu exclude însă că licitația ar putea fi anulată și a găsit deja și motivele. Suntem încă în termen. Termenul ar fi undeva la începutul lunii ianuarie, cel mai târziu termen, și până atunci suntem în procedură. Sau 31 decembrie. Nu, până în 12 ianuarie, după calculele mele. Dacă aceste nu vor răspunde cerințelor operaționale, dacă nu se vor găsi banii pentru continuarea proiectului în finanțarea multianuală în astfel de cum program, adică faceți, ați făcut licitație dumneavoastră, guvern, fără să aveți bani în buget? Eu vă spun ceea ce scrie în hotărârea de guvern. Știu, o am și aici. Ca și procedură și cazurile dumneavoastră îmi discutați, păi cum nu aveți discutați bani? Acum foarte tehnic. Domnule Leș, ați făcut o procedură fără să aveți bani? Eu n-am spus că am sau nu am bani în acest moment. Dar ce ați spus? Am spus că ăsta este unul dintre situațiile care pot să ducă la anularea da. Acestei licitații. Deci, pe surse, problema s-ar afla în altă parte. Nu în urmă cu mult timp au apărut suspiciuni de favorizare a companiei Damen privind câștigarea contractului de 1,6 miliarde de euro, confirmate și de fostul președinte Traian Băsescu. Cum cea mai bună ofertă ar fi venit însă de la francezii de la Naval Group, acum autoritățile române trebuie să împace și capra și varza. De altfel, tot fostul președinte Traian Băsescu spunea acum ceva timp că și un novice vede la o simplă citire a numelor competitorilor că francezii de la Naval Group, lideri mondial în construcția de nave militare, sunt singurii care pot construi și echipa cele 4 corvete cu tehnică de luptă. Mai mult, Băsescu mai precizează că ceilalți competitori vor trebui să importe mare parte din echipamentele pe care le vor instala la bordul navelor. Statul face cadouri de Crăciun. Bugetarii ar putea să nu muncească prea mult în luna decembrie pentru că ar putea primi în dar 2 mini-vacanțe. Asta pentru că executivul ar dori să le ofere angajaților 2 zile de odihnă în plus. Cam cum arată luna decembrie pentru bugetari, aflăm de la Mădălina Ignat. Bun găsit! Luna decembrie vine cu vești bune pentru românii care lucrează la stat. După ce s-au bucurat de mini-vacanța de 30 noiembrie de Sfântul Andrei și 1 decembrie Ziua Națională, alte 2 zile ar putea fi declarate libere în preajma Crăciunului și a Revelionului, în plus față de cele de sărbătoare națională. Și totul pentru că executivul vrea să le ofere angajaților de la stat mai mult timp pentru odihnă. Astfel, calculele arată că românii ar putea avea parte în luna cadourilor de 2 vacanțe de câte 5 zile. Autoritățile ar putea decide să lege weekendul 22-23 decembrie de zilele libere 25 și 26 decembrie. Asta pentru că ajunul Crăciunului pică într-o zi de luni. Deci, executivul vrea ca oamenii să fie liberi și pe 24 decembrie. După mini-vacanța de Crăciun, angajații vor reveni la muncă joi și vineri, după care urmează weekendul 29-30 decembrie. Asta înseamnă că situația se repetă de Revelion, când ultima zi a anului se află tot într-o zi de luni. Și aici autoritățile se gândesc să folosească aceeași metodă. Ziua de 31 decembrie ar urma să fie liberă și s-ar lega cu weekendul și zilele de 1 și 2 ianuarie. Asta înseamnă încă o mini-vacanță de 5 zile în perioada Revelionului. Există vești bune și pentru angajații care nu pot sta mai mult în mini-vacanțe decât la muncă. Potrivit legii, angajatorul este obligat să compenseze cu noile zile libere în următoarele 30 de zile sau să plătească dublu orele lucrate de Crăciun și Revelion. Fostul premier Emil Boc a îmbrăcat hainele de bucătar și s-a pus pregătit în prima bucătărie comunitară din Cluj-Napoca. Edilul șef le-a preparat mazăre cu carne de porc familiilor nevoiașe și copiilor din centrele de zi ale orașului. Unde ați învățat? Sau ți-ai prestabilită? Prestabilită. Și asta ce e? Am fost lăsând legumele pentru că avem multă, cantitatea e mare, facem 160-190 de porții, 200. Îmbrăcat într-un halat verde, Emil Boc a ajutat voluntarii unei asociații să ofere o masă caldă celor mai săraci clujeni, dar și copiilor din centrele de zi. Edilul a gătit 3 ore fără oprire. Emil Boc a amestecat mazărea și carnea de porc și a tăiat cartofi, spune el, exact așa cum făcea în armată sau în anii de studenție. Nu garantez că mergem în așa de repede, gata. Nu accidentăm, deci nu e grabă, timp avem... Un pic mai groasă. Mai groasă, poți mai gros? Nu se sparnă. Am înțeles.
edilul Clujului a cerut să facă și alte treburi în bucătărie. Puneți-mă la treabă că... Și pune mazărea asta în oala aia mare cu ceapă, deci... Cu ce să punem? Păi las cumva purare, ridicați în gravin. Așa. Bun, da. Și puneți așa. Toată? Da, mai este una, deci nu o faceți nici că mai am înțeles, să nu greșim. Prima bucătărie comunitară din Cluj-Napoca oferă hrană oamenilor și copiilor nevoiași în fiecare zi din an. În primul rând vreau să le mulțumesc acestor oameni inimoși pentru ideea extraordinară și pentru faptul că pun atât de mult suflet într-un proiect comunitar. Oameni buni, un gest foarte mic al nostru, al dumneavoastră, poate reprezenta foarte, foarte mult pentru oamenii care au nevoie de el. 250 de porții de mâncare pe zi. Fondurile de unde provin? Fondurile sunt 100% donații și sponsorizări. La final, Emil Boc a făcut poza de grup cu cei alături de care a ajutat la pregătirea preparatelor pentru oamenii sărmani. Și mâine să o masă gata! Prețurile locuințelor vor crește în următorii ani, în timp ce nivelul ROBOR se va stabiliza sub pragul de 3,5%, arată cea mai recentă analiză a pieței imobiliare din România. Însă, cu fondurile destinate programului Prima Casă reduse cu 25%, viitorul impune o serie de precauții pentru cei care vor să-și achiziționeze un imobil după 1 ianuarie 2019. Agenția Nacoma ne prezintă tabloul complet al pieței imobiliare din 2019. Bun găsit! Vestea bună e că analiștii cred că prețul caselor va rămâne la același nivel anul viitor. Eventual, pe de altă parte, ni se spune că gradual până în 2022 locuințele vor atinge valori mult mai mari peste tot în România, iar zonele cu potențial de dezvoltare vor deveni extrem de scumpe. Două detalii esențiale pentru orice analiză a pieței imobiliare, programul Prima Casă și roborul. Din păcate, aflăm de la Fondul Monetar Internațional, fondurile destinate programului Prima Casă vor scădea cu 25%. E o veste tristă căci în 2018 programul a fost cel mai important pilon de finanțare. Chiar și așa, creșterea infimă a numărului de tranzacții din ultimele luni ale lui 2018, situată sub jumătate din media pe care o regăsim la nivelul Uniunii Europene, face ca trendul de pe piața imobiliară să nu fie unul deloc pozitiv nici în 2019. Aflăm și că nivelul ROBOR se va situa sub pragul de 3,5%, cel puțin în cazul raportării la 3 luni. Nu putem nici aici răsufla ușurați, încă având în vedere că pe parcursul acestui an valoarea indicelui s-a triplat față de 2017. Asta însemna, după cum bine știți, rate mult mai mari în cazul celor cu credite pentru locuințe. Analiștii imobiliari opinează că anul viitor cumpărătorii vor fi și mai exigenți decât până acum, iar atribute precum localizarea, seriozitatea și prestigiul dezvoltatorului, ori conceptul de locuință propus, vor face diferența. Se pare că cele mai ofertante zone capabile să satisfacă nevoile clienților din ce în ce mai pretențioși sunt orașe precum Timișoara, Cluj sau Iași. Bineînțeles, vor exista diferențe de la un oraș la altul, însă și centre regionale medii precum Sibiu, Oradea, Arad vor reuși să fie prezente pe piața imobiliară de anul viitor cu variante pe placul cumpărătorilor. Datele INS cu privire la autorizațiile de construcție emise de autorități reprezintă de asemenea un indicator important pentru piața imobiliară, întrucât reflectă interesul investitorilor pentru a începe noi construcții. Aparent, lucrurile merg bine din acest punct de vedere. În primele 7 luni ale anului s-au eliberat aproape 25.000 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 7,6% comparativ cu perioada similară anului trecut. Totuși, dacă aprofundăm analiza pe regiuni, observăm că în aceeași perioadă, numărul autorizațiilor a scăzut atât în București, cât și în regiunea de nord-vest a țării, care include Cluj-Napoca, orașul în care prețurile au crescut deja peste nivelul de dinaintea crizei. Prin urmare, dacă trebuie să plecați urgent din actuala locuință, o soluție alternativă ar fi să vă mutați o perioadă cu chirie. Asta în așteptarea unor prețuri mai mici la locuințe. În acest fel veți putea observa și evoluția roborului și vă veți putea calcula mai bine strategia financiară în funcție de venituri, noile condiții de creditare și evoluția prețurilor la locuințe. Sub egida România 100, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu a organizat o serie de spectacole dedicate anului centenar. Cei prezenți au putut savura un minunat recital, dansuri autentice și muzică patriotică. Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu susține o serie de spectacole în perioada 3-5 decembrie dedicate împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Evenimentul de aseară a încântat spectatorii cu un recital susținut de Orchestra de Suflători Electrecord. Ne-am alăturat acestui proiect și acestei minunate inițiative deoarece crezul nostru este că trebuie să contribuim și noi, după forța și priceperea noastră,
la ceea ce înseamnă o Românie unită. În această seară veți asculta un concert extraordinar susținut de această minunată orchestră, în care veți regăsi cu preponderență piese românești, o scurtă istorie, dacă vreți, de 100 de ani de muzică. Mâine, de exemplu, veți avea în fața dumneavoastră un quartet celebru, Ladies Bucharest Quartet, care este format numai din fete extraordinar de pricepute și care abordează muzica românească mai mult decât alte quartete. În cea de-a treia seară veți avea surpriza de a auzi la lucru taraful de altădată. Succes pentru România la campionatul european de handbal feminin. Fetele noastre au spulberat echipa Germaniei și s-au calificat deja în grupele principale ale turneului care se desfășoară în Franța. Sute de români au fost prezenți la meci și le-au încurajat pe handbaliste. După câteva zile geroase, iată că vin și precipitațiile. Sub ce formă, ne spune colega mea Georgiana Grădinaru, dar după o scurtă pauză rămâneți cu noi. Se prefigurează un nou scandal, o nouă dispută, cel puțin între președinte și guvern. Ar fi trebuit să anunțe astăzi președintele Klaus Iohannis ce se întâmplă cu remaniera pe care au cerut-o cei din coaliție. Și pentru că răspunsul întârzie, e deja începută o ședință a coaliției, cei doi lideri ai coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, vor lua o hotărâre ce să facă în următoarea perioadă, pentru că, așa cum vă spuneam, președintele nu a răspuns la acea solicitare de remaniere. Ne spune însă mai multe despre acest subiect colega noastră Diana Bonet. Te ascultăm. Bun găsit, este o ședință care era inițial programată să aibă loc la începutul acestei săptămâni. Cu toate acestea, iată că în urmă cu aproximativ 5 minute, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a venit în biroul lui Liviu Dragnea de aici, de la Camera Deputaților. Vor discuta în mod cert despre modul în care vor face în așa fel încât să-i atragă atenția lui Klaus Iohannis că până în momentul de față nu a numit cei doi miniștri. Vorbim despre Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și despre Mircea Drăghici, trezorierul PSD, la Ministerul Transporturilor. De altfel, până mai ieri, ministrul Justiției Tudorel Toader a avut termen să redacteze un draft pentru sesizarea pe care executivul o va face la Curtea Constituțională, o sesizare care își dorește să arate în mod cert faptul că Klaus Iohannis nu a acționat constituțional în momentul în care nu i-a numit pe cei doi miniștri în funcție. Un conflict instituțional de natură constituțională, asta spun cei din Partidul Social Democrat că este în cazul de față. De altfel, rămâne de văzut dacă socialdemocrații vor înainta această scrisoare despre care chiar în aceste momente discut în sânul coaliției de guvernare, dacă vor înainta această scrisoare, cum vă spuneam înainte, ca șeful statului Klaus Iohannis să iasă la rampă cu o declarație cu privire la cele două ministere care în momentul de față nu au un șef și sau dacă vor aștepta sosirea premierului Viorica Dăncilă în țară, pentru că știm foarte bine, abia vineri va sosi în țară, iar această sesizare la Curtea Constituțională nu poate fi făcută fără semnătura sa. Diana Bonet, mulțumesc pentru aceste informații. Vom vedea așadar ce se va întâmpla în orele următoare. Se ia o decizie acum și în cadrul coaliției. Este o ședință în desfășurare pe această temă, pentru că, așa cum ne spune și colega noastră, președintele Klaus Iohannis încă nu a decis ce va face cu remanierea, încă nu le-a răspuns celor din coaliție. Vorbim acum despre vreme, o vreme care se schimbă de la o zi la alta. După o perioadă cu ger, am avut parte de temperaturi mai ridicate ieri, iar în perioada următoare revin precipitațiile. Despre ce precipitații este vorba, însă vom afla chiar în aceste momente de la colega noastră Georgiana Grădinaru. Te ascultăm! Bun găsit, Irina, bun găsit, domnilor!
și domnilor, astăzi sunt așteptate ploi, în special spre seară și în cursul nopții, mai puțin în regiunile vestice, nord-vestice și în zona centrală. În rest vor fi ploi, dar și precipitații mixte trecătoare. La munte vor mai fi și ninsori în cursul nopții, iar vântul se va intensifica astăzi în regiunile de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 11 grade. În capitală, vremea se mai răcește față de ieri, temperatura aerului nu va trece de 0 grade, cerul va fi acoperit de nori și s-ar putea să mai plouă, în special odată cu lăsarea serii, temperatura minimă va fi de minus 2 grade. La munte încă vor fi temperaturi cu plus, de la 0 și până la 6-7 grade, cerul va fi acoperit de nori și vor fi precipitați sub formă de lapoviță, poate chiar ninsori, însă mai ales în cursul nopții. În zilele următoare, temperaturile vor coborî puțin la nivelul întregii țări. Miercuri sunt anunțate temperaturi de la 0 și până la 6-7 grade. Cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare la munte. Precipitații mixte vor fi în Transilvania și Moldova și mai ales ploi în Oltenia, în zona Munteniei și în Dobrogea. Și tot în sudul și sud-estul țării s-ar putea să mai fie condiții de formare a poliului. Vântul mâine se va intensifica mai ales în est, în sud-est, în zona sud-vestică și la munte vor fi rafale de 45-55 de kilometri pe oră. Vremea continuă să se răcească joi, atunci când se vor înregistra maxime cuprinse între minus 3 și plus 5-6 grade. Cerul va fi însă variabil și doar în prima parte a zilei și din nou odată cu lăsarea serii va fi nebulozitate joasă în sudul și estul țării, zone în care vor fi și condiții să se formeze ceață. Cam acestea au fost informațiile. Revin la tine, Irina. Georgiana, mulțumesc! Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de relații diplomatice neîntrerupte româno-israeliene a fost inaugurată Monumentul Leul Ierusalimului, lucrare plasată în vechiul cartier evreiesc din București, în piața ce-i poartă numele. La ceremonia de dezvălire a monumentului au fost prezenți reprezentanți de marca ai spațiului public, academic și cultural. Primăria Municipiului București, prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în colaborare cu Ambasada Israelului la București și Fundația Lauder Reut, au inaugurat monumentul de for public Leul, simbolul orașului Ierusalim, în piața Leul Ierusalimului din București. La baza realizării din bronz a monumentului de for public stă opera colectivă cu aceeași denumire, creată în scop caritabil de tineri artiști israelieni în vederea obținerii de fonduri pentru persoane cu dizabilități. Aceasta a fost donată de Consiliul Local al Ierusalimului prin Fundația Reut Primăriei Capitalei în semn de prietenie la acest aniversar. De asemenea, restaurarea unei părți din vechiul cartier evreiesc a constituit-o și reabilitarea clădirii Academician Nicolae Cajal, sediul liceului Lauder Reut. Donația primăriei din Ierusalim și a domnului primar va putea fi văzută de toți bucureștenii și de vizitatori. Contribuția noastră a fost practic să îmbrăcăm în bronz monumentul primit ca și donație, ceea ce am făcut cu mare respect. Aceasta este o cauză mai mult decât nobilă. Este vorba despre un principiu pe care eu l-am moștenit și îl voi transmite și fiilor și fiilor fiilor mei, acela de a ne respecta relațiile tradiționale cu țările prietene, acela de a-i respecta pe eroii neamului nostru, aceea de a prezerva cultura, patrimoniul național și de a încerca prin posibilitățile noastre ale generației actuale să cultivăm cât mai multe relații, nu doar simbolice, cu toate țările prietene, cu toate popoarele prietene, cu care avem legături vizibile și invizibile, sufletești și diplomatice. Aici s-a întâmplat un miracol. Și acest miracol, că noi inaugurăm astăzi școala evrească care e construită de primăria sectorul 3 și primăria capitalei, asta e mare lucru în vremea asta. Faptul că inaugurăm acum piața Leul Ierusalimului, iarăși o mare lucru. Eu nu sunt născut în România, dar eu mă simt aici foarte bine acasă. Am aici prieteni și datorită prietenii localnici români, există opera noastră frumoasă. Imagine șocantă pe o șosea din Statele Unite ale Americii. Un agent rutier a fost lovit brutal de o mașină în timp ce amenda un alt șofer. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Polițistul a fost spulberat de un autoturism care deviase de la traseu după ce fusese izbit violent din spate de o camionetă. Agentul de circulație nu a apucat să observe ce se întâmplase pe șosea foarte aproape de el și să se ferească. Bărbatul tocmai trăsese pe dreapta un alt șofer căruia urma să îi aplice o sancțiune contravențională și era foarte atent la întocmirea procesului verbal. Șoferul oprit de agentul rutier a reușit să se dea la o parte din fața mașinii scăpată de sub control și doar a căzut la pământ fără să fie rănit. Polițistul, în schimb, a fost lovit violent. Bărbatul a fost transportat la spital cu răni foarte grave, dar medicii spun că viața nu este pusă în pericol. Moment inedit în orașul texan Austin. Doi soți au vrut cu tot din adinsul ca locuința lor să aibă cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun. Și pentru că sunt fani ai personajului Clark Griswold, cei doi texani au cumpărat un manechin pe care l-au agățat de marginea acoperișului, asemenea îndrăgitului personaj din comedia Un Crăciun de Neuitat. Ce a urmat însă întrece orice imaginație. Totul a început cu dorința unei familii din Texas de a-și pregăti casa de sărbători în cel mai bun mod posibil. Nimeni nu s-a așteptat însă ca lucrurile să ia o cu totul altă întorsătură. Panica bunului samaritean a fost surprinsă de camerele de supraveghere a locuinței. Îngrozit, omul care crede că o persoană atârnă de marginea acoperișului se pune în mișcare. Mută scara mai aproape, în timp ce încurajează presupusa victimă și o îndeamnă să se țină bine. Disperat, binefăcătorul chiar a încercat să oprească câteva mașini în timp ce suna panicat la 112. So I turned around and started calling for help and nobody wanted to stop. Impresionați de gestul bărbatului, proprietarii casei l-au contactat pe bărbat și i-au mulțumit pentru implicare. Hundreds of people drive by this house every day seeing that mannequin hanging up there and I'm standing by the one guy cared enough to save somebody's life. He jumped out and did it. Thank you so much. The only one that stopped. Proprietarii casei și bunul samaritean spun acum că vor rămâne prieteni. Pune punct aici jurnalului de la Fix. Vă așteaptă Laurențiu Botin la Tok B1. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Modelul